Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Frați și surori, în numele Domnului vă invit să vă ridicați în picioare și să deschideți Biblia în Cartea Iov, capitolul 1. În traducerea Cornilescu este pagina 521. Iov, capitolul 1, citim versetele de la 1 la 5. Era în țara Uz un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dăteau pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci, zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Stimată Biserica a Domnului Iisus, în momentele următoare vom avea un cuvânt de predică în legătură cu actul rugăciunii de binecuvântare pentru copii. Și după ce predica se va termina, o rog pe Hana să recite Psalmul 20. Ea este pregătită să facă lucrul acesta și este semnificativ din foarte multe puncte de vedere slujirea pe care ea o va avea. În primul rând pentru că este un copil. Apoi vreau să vă spun că în dimineața aceasta sunt bucuros să salut familia care și-a adus copilul la binecuvântare. Este vorba de familia Mihuț, de fratele Călin și de sora Ramona. Fiți bineveniți în casa Domnului. Fiecare dintre noi avem o istorie și istoria fiecăruia dintre noi este foarte interesantă, așa este și a lor. Au venit în America, ca și noi, pentru o bucată de pâine mai albă. Și Dumnezeu a ieșit în viața lor, în calea lor, l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, au venit în biserica noastră și familia Simoniac au fost foarte alături de ei și s-au implicat în viața lor. Vreau cu prilejul acesta și lor și familiei Umbrărescu și celorlalți care au fost prietenoși cu ei și i-au încurajat atunci când au venit pentru primele dăți, vreau să le mulțumesc. Fratele Călin și sora Ramona sunt acum în timpul în care îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos, și-au predat viața Domnului și se pregătesc să se apropie de Domnul mai mult, făcând pașii care urmează, în speranța că aceasta este voia lui Dumnezeu din Biblie și că lucrul acesta trebuie făcut pentru mântuirea sufletului. Cu aceeași convingere și-au adus și copilul pe care Domnul l-a dat, primul lor copil, în casa lui Dumnezeu. Ne rugăm Dumnezeu să le mântuiască sufletele și prin Duhul și prin Cuvânt să-i țină aproape de El, să facă botezul în apă, să devină membri unei biserici unde să crească și să-L aștepte pe Iisus Hristos alături de sfinții care îl așteaptă pe Domnul. Dar în dimineața aceasta ne concentrăm atenția asupra copilului lor, este vorba de Samuel Lucas, o binecuvântare pe care Domnul a dat-o familiei Mihuț, așa cum Dumnezeu dă binecuvântări fiecărei familii. Și aș vrea să spun câteva gânduri în predica aceasta, în timpul acesta, pentru evenimentul acesta, pentru sufletele lor de părinți tineri și pentru noi toți care suntem oameni, care am crescut, creștem sau vom crește copii, ori în calitate de părinți, ori în calitate de bunici. Cartea Iov este o carte veche între cărțile Bibliei, este printre primele, chiar dacă în Biblie este așezat aproape de jumătatea Bibliei, adică înainte de Psalmi și după Estera. Însă eu nu vreau să spun prea multe lucruri despre carte, despre timpul în care a fost scrisă, despre scriitorul ei, fiindcă autor este doar Dumnezeu, nu oamenii.
atunci când vorbim despre cărțile Bibliei, dar vreau să privesc la istoria acestui bărbat și la calitatea lui de om, de credincios, de tată și să desprindem pentru evenimentul acesta al binecuvântării de copii gânduri care vor fi folositoare pentru Călin și Ramona. Observăm că, în primul rând, omul acesta a avut niște priorități clare în viața lui, priorități care l-au ajutat să-și ordoneze viața, să-și organizeze și să aibă un plan pentru ziua de mâine și pentru viitor, până când Domnul îl va chema acasă din starea aceasta omenească pe care noi o trăim în trup. Și Dumnezeu, în bunătatea sa, i-a dat acestui om puterea să-și împlinească dorința sufletului. Să știți că, deși pare ciudat, Dumnezeu îl lasă pe alcoolic să bea, îl lasă pe fumător să fumeze, îl lasă pe curvar să păcătuiască, îl lasă pe mincinos să mintă, dar același Dumnezeu îl ajută pe cel care vrea să se pocăiască, îl ajută să se lase și de alcool, și de țigări, și de toate celelalte prostii și să vină la o viață care seamănă cu a lui Adam, primul om pe care l-a creat Dumnezeu, cu viața pe care ar vrea Dumnezeu să o aibă oamenii. Și Iov este un astfel de om, este un om cu priorități. Nu cunosc niciun om al lui Dumnezeu fără priorități în viața lui. Și nu cunosc niciun om cu priorități fără ca să nu reușească mult în viață. A avea priorități în viață este unul dintre cele mai importante lucruri. Iov este un om care a avut priorități clare, a știut ce trebuie să facă și a făcut ce trebuia. Priviți în primul rând ce spune versetul 1. Era în țara Uz un om care se numea Iov, dar dincolo de numele lui, care îl deosebea de ceilalți oameni care erau ca și el muritori, omul acesta are o caracteristică care din nou îl deosebește de ceilalți oameni. Biblia spune că era un om fără prihană. Era un om fără prihană, era curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Nu putem vorbi de tați buni înainte de a vorbi de oameni buni, de bărbați buni, de bărbați demni. În general, tații buni sunt bărbați buni, sunt soți buni, sunt oameni buni, sunt credincioși buni. Un tată care are valori biblice pentru copiii lui va avea și pentru el. Un tată care știe ce ar trebui să facă copilul lui bine, în primul rând știe ce trebuie să facă el bine. Bărbatul acesta a fost un om neprihănit, de aceea observăm în versetele 5, 4 și 5, că încerca această neprihănire să o ducă și în viața copiilor lui. Omul acesta nu a încercat să-i determine pe copii să facă ceea ce el nu făcea. El era un om neprihănit. Și la această neprihănire își chema și copiii. El se temea de Domnul și modelul acesta i-a influențat și pe copiii lui. El aducea jertfe pentru el și aducea jertfe și pentru copiii lui. În primul rând, omul acesta a fost un om de onoare, un om de caracter, un om creștin, un om al lui Dumnezeu. Când spun creștin, nu mă refer la creștinismul de după Hristos, așa cum suntem noi, ci mă refer la capacitatea de a te asemăna cu Dumnezeu, de a-L urma pe Dumnezeu. La valorile pe care le au oamenii care îl urmează pe Dumnezeu. În al doilea rând, priviți vă rog ce spune Scriptura. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi și Biblia vorbește mult despre posesiunile lui. Biblia nu-l recomandă pe Iov, în primul rând, ca pe un om bogat, și în primul rând îl recomandă ca pe un om credincios și neprihănit. Cartea de vizită a lui Iov nu a fost determinată de business, ci de neprihănire. Primul cuvânt care urma după nume și virgulă era neprihănit, apoi temător de Dumnezeu, apoi om care îl urmează pe Dumnezeu. După aceea, Biblia vorbește despre calitățile lui de tată, despre implicarea lui în familie, în propria familie. Și de-abia în al treilea rând, Biblia pomenește și despre afacerile lui, despre meseria lui, despre business-ul lui și despre felul în care își câștiga pâinea. Lumea modernă se caracterizează prin posesiuni, nu prin neprihănire. Cartea de vizită a oamenilor astăzi nu începe cu calități spirituale sau morale, ci începe cu meserii, cu poziții, cu companii și cu achiziții materiale.
Cartea de vizită a lui Iov începe cu neprihănire, relație cu Dumnezeu, apoi continuă, implicare în familie și de-abia în al treilea rând, un om atât de bogat, poate cel mai bogat, de-abia atunci se vorbește și despre ce avea el. Numai imaginați-vă ce înseamnă să ai 7.000 de oi. Să ai 7.000 de oi, trebuie să ai o bucată bună de pământ să ai unde să le ții. Și trebuie să ai mulți oameni ca să aibă grijă de ele. 3.000 de cămile. O cămilă e mare. E mai mare decât oaia. Îți trebuie o bucată de pământ și mai mare. Câtă mâncare le trebuia, câți oameni trebuia să pregătească mâncare, să aducă apă pentru ele, că nu era ca și astăzi, apeși pe buton și apa vine la gura, la botul animalului. Și Biblia continuă să spună că avea 500 de perechi de boi. Mi-aduc aminte de România, de vremea agrară, când cine avea o pereche de boi era un om înstărit, cine avea două era bogat, cine avea trei era moșier. Omul ăsta avea 500 de perechi de boi, adică 1.000 de bucăți. Și Biblia nu-l recomandă în primul rând ca pe un om bogat. În primul rând îl recomandă ca pe un om neprihănit. Frate Călin, sora Ramona, nu știu câte oi, cămile și boi o să reușiți să strângeți în viață, transformându-i în zilele de astăzi în case, mașini și tot felul de alte proprietăți care sunt corespondentul la posesiunile din vremea aceea. Dar știu că dacă veți încerca să vă caracterizeze posesiunile materiale, o să trăiți plângând și o să muriți plângând. Dacă o să trăiți încercând să vă caracterizeze neprihănirea, o să trăiți fericiți și o să muriți fericiți, ducându-vă la Dumnezeul pe care l-ați respectat după Biblie, nu după tradiții omenești, având inima împăcată că ați trăit corect în funcție de Scripturi. Când noi îl căutăm pe Dumnezeu, trebuie să avem un reper, că altfel ne rătăcim în confuzia acestei lumi. Și reperul este singura carte pe care a trimis-o Dumnezeu, Biblia. În această carte, El ne spune cine este și cine ar vrea să, ce ar vrea să devenim noi, adică copii ai Lui, fiind certați cu Dumnezeu și într-o stare de dușmănie cu El datorită păcatului în care am trăit fiecare dintre noi. Și când ne pocăim, noi descoperim că noi înșine ne suntem dușmani, pentru că în carnea noastră găsim o poftă nesătulă de a păcătui. Și după ce ne pocăim, pofta aceasta ne cheamă. Și noi restul vieții trebuie să ne luptăm cu această poftă respingând-o, înfometând-o, însetând-o, obosind-o și în felul acesta reducând-o la tăcere ca să nu mai aibă impact asupra noastră, să nu mai ne influențeze păcătuind, ci dimpotrivă, îl lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu pe care până atunci nu l-am ascultat. Am fost surzi la vorbele lui. Și lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Și urechea noastră primește un nou mesaj, un nou fel de informație care acum nu ne mai îndeamnă înspre boi în primul rând, ci în primul rând ne îndeamnă înspre neprihănire. Și nu ne îndeamnă înspre boi în al doilea rând, ci în al doilea rând ne îndeamnă înspre copii. Și de-abia în al treilea rând, că și pocăiții trăiesc tot cu pâine și apă, nu cu Scriptură doar. De-abia în al treilea rând trebuie să ne ocupăm și de boi, și de cămile, și de oi. Vreau în dimineața aceasta, încercând să-mi aduc aminte cum am fost eu când am fost în situația voastră, exact în această situație am fost. Tocmai ne pocăisem când a venit primul copil. Și a urmat o vreme de incertitudini și de jumătăți de convingeri. Mă rog lui Dumnezeu în vremea aceasta să primiți de la El lumina, să descoperiți neprihănirea pe care să o strângeți în inimă ca pe cel mai puternic venit, proprietate, account pe care să-l aveți. Dacă aveți neprihănire, Dumnezeu va proteja neprihănirea din voi, Dumnezeu vă va proteja casa, vă va proteja viața, vă va proteja sufletul. Eu sunt responsabil să-mi hrănesc copiii și dacă îmi cere un sărac o bucată de pâine și am, îi dau, dacă nu, nu. Dar copiilor mei am să le dau tot timpul, pentru că e responsabilitatea mea de tată, prin mila lui Dumnezeu să-mi câștig pâinea pentru copii. La fel Dumnezeu Tatăl își asumă responsabilitatea să-și hrănească copiii, nu dușmanii. Și dușmanilor le dă soare și apă și îl primesc,
se încălzesc și se satură și apoi îl înjură pe Dumnezeu și prin păcatele care le fac conștient, voluntar și personal, oamenii ăștia îl necinstesc pe Dumnezeul de la care mâine așteaptă din nou să le dea soare și apă. Este ferice de voi că ați acceptat pocăința și este ferice de voi că acum vă concentrați pe neprihănire. În al doilea rând, după neprihănire, care trebuie să fie lucru numărul unu în mod special pentru fiecare în parte și în al doilea rând pentru amândoi ca și familie. În al doilea rând trebuie să vă ocupați de copilașul acela. Numele lui vorbește despre un mare bărbat. El trebuie să fie ca Samuel din Scriptură. Samuel din Scriptură a făcut ordine în Israel. Samuel din Scriptură a trăit între proroci. Samuel din Scriptură l-a promovat pe David, marele bărbat al lui Dumnezeu. Samuel din Scriptură a fost omul care a condus poporul înspre neprihănire, o neprihănire despre care vorbea și o neprihănire pe care o dovedea prin exemplu. Asta aveți responsabilitatea să faceți din copilul acela care acum este așa de mic. Aveți la dispoziție câțiva ani să faceți asta. Să nu credeți că e veșnic timpul care îl aveți la dispoziție, este foarte limitat. Este foarte limitat. În primii doi ani se va așeza în mintea lui o bază a caracterului lui. Va învăța în doi ani să vorbească, va învăța în doi ani ce-i voie și ce nu-i voie. În acești doi ani aveți o mare obligație să-i spuneți în mod corect ce-i voie și ce nu-i voie. Și nu după tradiția lui bunica și a lui bunicu, că diferă, că bunica se ceartă cu bunicu cu ce-i bine, cu ce-i rău, ci după normele lui Dumnezeu care sunt în această carte. Apoi această perioadă de doi ani se va lungi până la 7. Și apoi se va subția până la 15 și probabil că apoi aproape va dispare până la 20 și așa mai departe. Trebuie să vă grăbiți și să vă înțelegeți menirea. Mă rog lui Dumnezeu să primiți de la El puterea să vă împliniți visul acesta. Și dacă până acum v-ați simțit singuri și ați simțit că trăiți în confuzie așa cum a fost cu mine și cu toți ceilalți oameni, dacă ați încercat să vă agățați de lucruri care nu există, sau de lucruri care sunt slabe ca apa, acum a venit vremea să înțelegeți că există Evanghelie, adică veste bună, și vestea aceasta bună este pentru voi, Dumnezeu vă iubește. V-a așteptat până când ați devenit adulți, până când v-ați săturat să căutați fericirea în păcat și să înțelegeți că fericirea este în Dumnezeu. Nu vă închideți viața dacă vă pocăiți, dimpotrivă, vă deschideți orizonturi care trec dincolo de planeta albastră. Se duc până dincolo, acolo unde este Dumnezeu, în sala tronului, unde stă El și conduce universul. Destinul vostru nu este limitat la 70 sau pentru cei mai tari 80, ci se duce dincolo, pentru că Dumnezeu își asumă responsabilitatea pentru cei care îi mântuiește să-i ducă în împărăția sa. Sunteți tineri și bine că sunteți tineri, pentru că aveți timp, omenește vorbind, să vă împliniți visele, să vă pocăiți ca să deveniți neprihăniți. Să aveți o familie neprihănită și acest Samuel Lucas să crească între doi adulți care odată au fost ca el și acum știu cum să-l crească pe el. Știu să-l păzească de toate păcatele acestei lumi, de toate cursele de care probabil voi nu ați reușit în mare măsură să vă păziți. Primiți în această dimineață responsabilitatea, nu doar să-l creșteți dându-i un litru de lapte pe zi plus sau minus, ci oferindu-i ceea ce nu există pe pământ, ci doar în cer, oferindu-i pe Dumnezeu, care și pe el și pe voi să vă facă o familie fericită. Iov a fost un om care a avut priorități corecte. În primul rând s-a ocupat de suflet, a urmărit neprihănirea, în primul rând neprihănirea. El nu a făcut compromisuri ca să aibă mai mulți măgari, oi, boi și capre, compromițându-și neprihănirea, nu. Pentru el neprihănirea a fost atât de importantă încât trebuia să o țină indiferent câte oi și boi și cămile mai rămâneau. Neprihănirea a fost cea mai importantă. A fost cea mai importantă și apoi a fost importantă familia. Scriptura ne spune că copiii lui, făcându-se mari, sigur se distrau în felul tinerilor de atunci. Și când dimineața se termina distracția, Biblia ne spune, eu vă chema. Responsabilitate. Iov îi sfințea autoritate spirituală. Iov aducea jertfe pentru ei. Îl cunoștea pe Dumnezeu și se temea de el. Și Iov făcea asta de obicei, nu sporadic. Obiceiul acesta era modul de viață al lui Iov să-și atragă copiii. Îi chema să vă chemați copilul la rugăciune, să vă chemați copilul la citirea Bibliei, să vă chemați copilul la adunare. Să nu cumva să lipsiți de la adunare pentru că face copilul gălăgie. Copilul face gălăgie oricum. Diferența e că ori o face aici, ori o face acasă.
Dacă tot plânge, lăsați-l să plângă aici. Pentru că atunci când își va deschide ochii la 6 luni, la 1 an, la 1 an și jumătate, atunci se va obișnui și cu fanfara, se va obișnui și cu corul, și cu grupurile de închinare, și cu predica, și va plânge din ce în ce mai puțin până când va rămâne să plângă doar la rugăciune. Dar dacă nu-l aduceți aici când este mic, când va fi mare, va face ce a făcut când a fost mic, decât că va face singur, nu va mai trebui să faceți dumneavoastră lucrul acesta. Primiți această responsabilitate, să veniți să vă întâlniți cu Dumnezeu, dacă aceasta vă este convingerea sufletului. Pentru că acest Dumnezeu v-a făcut mari, sunteți sănătoși, v-a pus împreună, v-a dat minte și v-a dat minunea aceea pe care aveți responsabilitatea să o creșteți pentru onoarea Lui. Acest copil nu este al vostru, este al lui Dumnezeu. Ați primit doar mandatul să-l creșteți și să-l educați. Să-l creșteți și să-l educați. Să vă îngrijiți de ce are nevoie ca să crească și în mod special să vă îngrijiți de ce are nevoie ca să fie educat. Și în manierele omenești, să salute, să fie politicos, să fie amabil, să fie bine crescut, dar dincolo de asta, să se teamă de Dumnezeu și să fie neprihănit. Mă rog lui Dumnezeu să vă binecuvinteze familia. Și evenimentul acestei dimineți, care este primul într-o biserică evanghelică pentru familia dumneavoastră, să fie un punct de pornire pentru celelalte care vă așteaptă. Aveți concursul lui Dumnezeu și concursul la câteva sute de oameni. Nu vă trebuie altceva decât să vreți și Dumnezeu va putea. Va putea să deveniți ceea ce astăzi vreți. Domnul să vă binecuvinteze și să vă sfințească. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.